Neața, măi, ce faceți, dragii mei? Am venit la treabă, m-am apucat, am șlefuit baia, hapsăr, mă. Acum dăm la babilă, dar zic, m-am gândit, eu zic, bă, stai așa puțin, să iau și pe abonații mei cu mine, să vadă și cum meșteresc aici, cum alea. Că am zis că să poate nu filmăm, dar uite că m-am apucat să mai facem și o filmare, așa de finish. Deci de pe aici, încolo așa, până pe acolo. Uite, până acolo. E de la Vapi, la mai am aici. Hai să stați cu mine, ca să vă uitați, dar să văd cum vă pun. Ca să stați. Stați așa. Exact așa vă las. Eu sunt pe aici. Iese, nu? M-am apucat de baie, tot terminam. Ca să punem pachetul, facem praf pe el și ne vin. Și terminam praful cu baia, tot. Și după aia, continuăm cu pachetul și gata. Terminat lucrarea. Nu știu ce să facem, Ștefanilor. Asta e viața. Așa, mai avem acolo și aici. Și baia micuță. Avem de miște în ea. Baia de apartament, ce vreți să... Nu știu cât de bine se vede prin telefon, dar eu zic că e ok. Cam asta e baie. Ok, bine. Ce mai... Și e ud acum. Mai dau pe marge pe acolo și gata baie. Mai dăm o mână după aceea. Eu mai putem două mâini, cum trebuie să fie. Așa se face, da? Dă și tu un like acolo. Revin mai încolo, frații mei, da? Terminăm baia, două mâini și începem la parchet. Ia! Gata, frații mei, am terminat baia. Două mâini, s-a pus și ușa. Frumos! Pac! Hai, come on, intrați, intrați și eu vă juc. Ha? Ce, nu mai știm și noi meserii, mă, mâncă, bă, și pula. Ha? Mai știm și noi meserii, de asta nu mai știm. Colulețul ăsta frumos, pac, o să punem acum parchetul,
90. Ne? A, pahurile până în colț acolo, da? S-a pus parchetul, plinta, aici la fel, mai de aici până acolo. Și punem acum parchetul, plinta și gata. Luăm bagajele, avem destule. E ceva, noroc că avem buburuța e jos. Ne așteaptă. Ia să vă arăt de la etaj. Pe buburuța mea. Am și o buburuță în căvăș. Talentul vostru. Ba. Ce nevă să vezi? Vreau să râd, dar nu prea. Pe acolo, pe unde copacul ăla. Nu știu dacă se vede ceva, dacă nu, pe acolo ne așteaptă. Așa? Măi, frații mei, acum mergem și noi, frate, pe meserie să halim, să bem ceva. Și după aia ne apucăm de parchet, să punem, să terminăm cu parchetul și gata. Ce să mai zic? Revin după ce. Hei! Ce avem noi aici? Haideți să vă zic repede că sunt în grabă și nu am timp. Am pus, da, până acolo, tot așa o plintă pe acolo că e de gips și la de gips bani îngrese și merge, da? De acolo până în colțul ăla. Parchetul pus aici, tot. Da? Așa, practic, bam frumos, mezerie, așa cum ne place nouă. Mai avem acolo, da? Un holulețul mic. Aici. Îl punem acum și pe asta. Așa. Practic, îl punem și pe asta aici. Și îl punem niște scoci pe asta, după aia punem parchetul aici. O să ne ia puțin timp, că avem de turt astea prea multe, așa, și după ce terminăm hapsarmoa, aici începem cu plintele, aici la fel, cred că e gips pe acolo, pe aici, vedem, punem și plinta toată și am încheiat și plecăm acasă. Deocamdată ceasul nu știu cât e, vom vedea, revin după aceea cu, când termin parchetul și cred că o să stați cu mine să dăm niște dibluri astea și gata, închidem vlogul și ne auzim data viitoare. Revin. Hey guys, ce credeți? Am terminat. Depus parchetul, bineînțeles. Da? Și încolo, și încolo. Frumos, tot. Punem plinta și nu o să mai stau cu voi să o pun, că tot la fel mă grăbesc, trebuie să stăm găuri, nici baterie nu mai am la cameră, așa că o să vă arăt la final cum a ieșit și am încheiat și lucrarea asta. O să revin după aceea, după... Iau ce frumos se vede. Nu? No? Ce era și cum e? Știe, bă, ce e o meserie, nu? No? Ziceți voi în comentariu acolo dacă știu ceva și eu și dați un like. Ok?